Ziua și bine v-am regăsit! Suntem la Colegiul Național Decebal din Deva, iar aici vom cunoaște o tânără minunată, o tânără care la doar 14 ani și-a vernisat deja prima expoziție personală de pictură. Haideți să o cunoaștem pe Diana Băican! Are 14 ani și este elevă într-o clasă cu predare în limba germană. Îi place matematica și este talentată la desen. Pare un copil obișnuit, dar este mai mult decât atât. Diana Băican tocmai și-a vernisat prima expoziție personală de pictură. Povestește-ne puțin despre tine. Cine este Diana Băican? Diana Băican este elevă cu destul de puțin timp liber, care are multe hobby-uri, are pasiuni și, după cum se vede, știe să deseneze și are talent. Ce pasiune are? Îmi place mult matematica, îmi place să desenez, să fac sport, îmi place să ascult muzică și multe alte pasiuni mai mărunțele. Diana a arătat că are inclinație spre pictură pe vremea când avea abia câțiva ani. Prima dată când am remarcat un mic talent a fost acum vreo 7 ani. A desenat un Bambi pe perete din creion, un pantofu cenușărese și un plic. M-au impresionat foarte mult proporțiile acelor schițe. Anul trecut a realizat o lucrare care a fost expusă la Muzeul de Istorie din Deva. Atunci am discutat cu soțul și ne-am decis să o susținem pentru că am văzut un talent în ceea ce a, în lucrarea respectivă, în ceea ce a realizat ea. Nu v-ați gândit niciodată să o dați la școala de arte? Am ales acest liceu din clasa 1, Colegiul Național Decebal, pentru că, din punctul nostru de vedere, este cel mai prestigios institut de învățământ din județul Hunedoara. Am vrut, în primul rând, să îi oferim o educație. Iar pe viitor, mai vedem dacă urmează și o carieră în domeniul artistic, al desenului, al picturii, nu știm. Dar în primul rând am vrut să aibă o educație solidă. O veți susține indiferent dacă va vrea să aleagă o carieră în artă sau nu? Noi o susținem în tot ceea ce vrea ea să facă. Chiar dacă de multe ori nu suntem de acord, o susținem, o încurajăm, încercăm să-i dăm aripi ca să poată fi și ea liberă și să poată alege corect pe viitor, să nu aibă frustrările că nu am încercat ceva în copilărie, în adolescență, acum deja începe să fiu adolescentă, câteodată și rebelă. Aveți vreo lucrare preferată din cele ale ei? Da. Care? Îmi place portretul acela masculin cu ochii verzi.
Mi se pare o privire pătrunzătoare. Mă impresionează. E inspirat după cineva sau nu știți? Nu cred. În afară de a picta, ce îi place Dianei să facă? În afară de a picta, Diana face foarte mult sport. Îi plac foarte mult călătoriile. Îi plac ieșirile cu prietenii. Foarte mult, chiar. Îi place foarte mult matematica. O adoră. Și încet, încet își mai descoperă câte o pasiune care se poate opri acolo, constată că nu-i place pe viitor să facă așa ceva, se oprește doar la a încerca sau merge mai departe. De exemplu, a făcut în not aproape 6 ani. Merge la tenis de 3 ani. Are și constanță în ceea ce face. Este un copil bun? Da, este un copil foarte bun. Are un frate de 6 ani pe care îl adoră și mereu spune copilul nostru. Deci nu spune copilul tău, spune copilul nostru. Cum o vedeți pe Diana în viitor? Pe Diana o văd o fire foarte sensibilă care va încerca să se realizeze într-un domeniu care îi va face plăcere. Și cred că ceea ce va face ea pe viitor va veni din suflet. Profesoara de desen, Anca Mariș, este cea care i-a îndrumat Dianei pașii în acest domeniu în ultimii ani. Diana Băican o cunosc din clasa a 5-a, de când am început să-i predau. Și mi s-a părut o fată foarte ambițioasă din punctul de vedere al desenului. O fată care aducea totdeauna lucrările la bun sfârșit, nu le lăsa la jumătate sau numai începute. Ceilalți mai făceau chestia asta, dar ea nu. Ați observat de la început că are talent? Am observat un mic talent de la început, dar având legătură și cu ceilalți din clasă, nu l-am perceput chiar de la început vizibil. Ideea acestei expoziții, de unde a pornit și când? A pornit de la o lucrare care a expus-o la un muzeu de istorie. Anul trecut, în săptămână altfel, a fost o acțiune la muzeu de istorie cu mai multe școli și liceu de artă și alte școli din județ și în special de la noi de la școală, cu mai multe lucrări, printre care a expus și ea această lucrare. După tot evenimentul acesta, s-a hotărât singură să încerce să-și facă și ea o expoziție separată, ceea ce dovedește un curaj destul de mare pentru un elev la vârsta ei. Ce ne puteți spune despre lucrările ei? Lucrările ei sunt destul de bune, duse la final. Bineînțeles, am mai ajutat-o pe aici, pe acolo, cu sfaturi. A venit la mine de câte ori a avut nevoie să o îndrum. Uitați-vă, doamna profesoară, ce mai trebuie să fac la lucrarea asta, ce mai trebuie să adaug. Și până la urmă s-a ajuns unde s-a ajuns cu aceste lucrări. Aveți vreo lucrare preferată dintre cele ale? Eu am mai multe preferate, dar dintre ele sunt câteva legate de peisaj și de naturi statice și de portrete. Aduce ceva deosebit prin lucrările ei? Aduce exact trăirile ei interioare. Le exprimă, într-un fel. Nu e lucru simplu la vârsta ei să ai o expoziție și lucrări atât de interesante. Nu e un lucru simplu. Tocmai de aceea este de apreciat, pentru că se ridică la nivelul unui elev de la liceu de artă. Diana pictează de mult, dar abia în ultimele luni a cultivat cum se cuvine această pasiune. Când ai început tu să pictezi? Îți aduci aminte? Pictez mai serios în clasa 5-a, dar din luna aprilie, când am avut loc acel vernisaj la muzeul din parc,
am avut o lucrare care mi-a demonstrat că am talent și atunci m-am hotărât să fac, să iau desenul mai în serios. Aceea a fost prima lucrare pe care ai făcut-o așa mai serioasă? Prima. Da. Ce-ți place să desenezi? Îmi place să desenez portrete, să redau expresivitatea oamenilor, îmi place să îmi închipui peisaje sau naturi statice, îmi place să compun. Te inspiri după ceva? Te inspiră ceva? Mă inspiră mult trăirile pe care le-am avut. Redau expresivitate în desene și încerc să am puțin din sufletul meu în ele. Ce e mai greu? Sunt mai grele portretele, peisajele? Portretele. De ce portretele? Este greu să redai anumite poziții ale feței omului, este greu să redai uneori expresivitatea unor persoane, este greu să redai perfecțiunea, dar și defectele. În cât timp faci un desen, o pictură? Depinde. Cât de dacă vreau să iasă foarte complicat, poate să ia până la 2-3 ore. Dacă vreau un desen mai simplu, mi-a în jur de jumătate de oră, o oră. Ai lucrat și zile întregi la un desen? Lucrez astăzi puțin, mâine puțin, voi mâine puțin. Ai vreun desen preferat din tot ce ai făcut? Am mai multe desene preferate. Care sunt? Am foarte multe portrete. Am planetele ghețurilor. Am sfere de lumină. Bunicul cu turban mai am. Și multe altele cărora le-am uitat numele. Tu ai timp și de școală, de lecțiile tale, de desen, de sport, ai foarte multe hobby-uri? Îmi împart timpul în așa fel încât să am, pot să le fac pe toate. În fiecare zi lucrezi, pictezi? Nu. Pictez fie în weekend, fie la sfârșitul săptămânii, când găsesc puțin timp liber. Ai vreun pictor preferat? Leonardo da Vinci și Van Gogh. De ce? De ce unul și de ce celălalt? Leonardo da Vinci, deoarece a realizat acele portrete minunate, erau foarte expresive și Van Gogh, prin punerea, prin expresivitatea peisajelor. Fosta dirigintă a Dianei Băican este printre oamenii care au sprijinit-o mereu pe micuța artistă. Când ați cunoscut-o pe Diana Băican? În clasa 5-a, la începutul anului școlar, m-am fost numită dirigintă și am cunoscut-o în clasa 5-a, acum 2 ani. Ce fel de copil este? Mi-am dat seama relativ repede că este un copil sensibil. Și asta, mă rog, fiindu-i profesoară de germană și având câteodată teme să scrie o compunere sau așa mai departe, mi-am dat seama că este un copil sensibil și de aceea am și încurajat-o în această direcție. Știați că desenează atât de frumos? Am aflat anul trecut când părinții mi-au spus că unul dintre hobby-urile ei este desenul, pictura și atunci am cerut să-mi arate câteva lucrări, am văzut câteva lucrări și m-au impresionat. Și am zis că trebuie să promovăm acest talent. Aveți vreo lucrare preferată din cele de la expoziție? Îmi plac foarte mult portretele. Deci portretele, deși nu am văzut la început portretele, am văzut peisaje, pentru că eu consider că în momentul în care faci un portret, dai dovadă de o anumită maturitate. Mă rog, și ca artist și ca tehnică. Și m-a impresionat faptul că într-un timp atât de scurt ea a ajuns să facă și portrete.
I-ați predat germană. Cum da. Se descurca la germană? Este un elev bun, este un elev de nota 9, 10, deci este un elev bun și conștiincios, un elev cu o inteligență peste medie, care învață relativ ușor și muncește. Bineînțeles, aici este, are și sprijinul familiei și nu doar sprijinul, ci și monitorizarea familiei. Adică este o familie care chiar, eu știu, se ocupă și monitorizează parcursul școlar. La ce alte materii învăța foarte bine, ce-i mai place? Am văzut, acum ca dirigint, am văzut că și la matematică era și pe materiile, să zicem așa, reale, este bun. Avea 9-10 la matematică. Că știți, în general, copiii care sunt foarte buni pe română, limbi străine, am văzut din experiența mea, nu sunt atât de buni pe matematică, însă ea este și la matematică, am văzut, avea note bune. Cum o vedeți pe Diana în viitor? Eu cred că dacă va fi sprijinită și motivată. Diana are o personalitate care necesită tot timpul o motivare. Dacă ea, eu știu, își va vedea rezultatele muncii și așa mai departe, eu cred că va avea un parcurs bun. Și, dar de aceea am și considerat că trebuie motivată și încurajată pentru ca, mă rog, ei sunt încă acum ajung să înceapă să se maturizeze și în momentul în care vede că munca ei este răsplătită sau ajunge la o finalitate, are și motivația. Pentru că eu cred că motivația contează foarte mult, mai ales la elevii de vârsta ei. Expoziția Dianei nu este prima manifestare de cultură de la Colegiul Național Decebal din Deva. Copiii noștri sunt foarte talentați. Au rezultate nu numai la matematică, fizică, chimie, biologie, limbi moderne, dar iată că au rezultate și în domeniul artelor. Dacă ați urmărit evenimentele noastre din ultimul timp, am vernisat mai multe expoziții de fotografie și pictură ale elevilor noștri, copii foarte talentați, copii care au expus nu numai în cadrul liceului, dar au expus, au avut expoziții personale și în galeriile de artă din Deva și nu numai. De fapt, artiștii decebaliști nu s-au născut acum 2-3-4 ani. Aș vrea să îl amintesc aici pe Andrei Rosetti, care a fost elevul nostru, care a făcut Politehnică, care a dat un examen foarte serios din matematică la Politehnica din Timișoara și după aceea a făcut artele plastice. Iată că acest microb, să-i spun așa, nu a apărut acum, ci de fapt el există. De asemenea, vine în minte artistul fotograf Preja, care a expus nu numai la noi aici, ci în galeriile din țară și din străinătate, care este tot fost decebalist. Și lista ar putea să continue. Să revin la evenimentul de astăzi. A fost un eveniment foarte plăcut pentru noi. Iată o elevă din clasa 7-a la secția cu predare în limba germană a liceului nostru, la 14 ani, a vernisat o expoziție atât de valoroasă. Are un număr foarte mare de lucrări, lucrări din mai multe domenii, a expus și pictură și grafică, ea a fost coordonată de doamna profesoară Mariș Anca și de asemenea a prezentat și un catalog foarte frumos al acestei expoziții. O să sprijinim pe toți decebaliștii. Mai sunt elevi talentați,
ne gândim deja la următoarea expoziție după vacanță și cred că vom pregăti o expoziție colectivă a elevilor noștri din liceu. Ce spuneți de lucrările Dianei? Lucrările, mie personal îmi plac foarte mult lucrările. V-am spus că abordează teme diferite. Am văzut câteva lucrări, câteva portrete foarte interesante, sugestive, lucrate foarte atent, riguros. Am văzut și peisaje foarte interesante, am văzut acuarele foarte frumoase. Este un copil talentat, este o artistă, nu pot să spun că este o începătoare. Debutul Dianei în lumea artei a fost un succes. Aprecierea a venit din partea tuturor celor care i-au văzut lucrările. Iar pentru micuța artistă, evenimentul a fost un vis împlinit. Această expoziție, prima ta expoziție, de altfel, ce înseamnă pentru tine? Înseamnă un început, o lansare. Înseamnă foarte mult. Credeai că vei ajunge aici? Nu. De când am început, nu m-am gândit că voi ajunge așa de departe. Nu m-am gândit că voi avea o expoziție. Expoziția a fost și ceva spontan. Nu. Vei mai pregăti și alte expoziții? Cred că da. Mai e timp și mai trebuie lucrări și mai am nevoie de timp pentru încă o expoziție. Ce înseamnă pentru tine arta, pictura? Înseamnă un mod de viață. Prin pictură pot să-mi exprim sentimentele, trăirile și înseamnă foarte mult pentru mine. Dacă nu aș mai putea să pictez, ar însemna o pierdere uriașă. Mai ales din punct de vedere spiritual. Expoziția Dianei spune o poveste a copilăriei exprimată prin talent și multă creativitate. Pentru asta merită cu adevărat nota 10. We'll be right back.